Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj vine în sprijinul angajatorilor cu stimulente pentru încadrarea în muncă a tinerilor absolvenți. Astfel, conform legii numărul 76 per 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, angajatorii pot beneficia lunar pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare absolvent încadrat de următoarele sume. 500 de lei pentru absolvenții ciclului inferior ai liceului sau ai școlilor de arte și meserii, 600 de lei pentru absol absolvenții de învățământ secundar superior sau post-liceal și 750 de lei pentru absolvenții de învățământ superior. Angajatorii care încadrează în muncă absolvenți din rândul persoanelor cu dizabilități primesc lunar pentru fiecare absolvent aceleași sume pe o perioadă de 18 luni. Pentru a beneficia de aceste stimulente financiare, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu AGOFM în termen de 12 luni de la data absolvirii. Angajatorii care primesc aceste subvenții sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale acestora cel puțin 18 luni.